Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Astăzi, sau de fapt în următoarea oră, prezentăm un nou partid, așa lansat pe eșichierul politic, atât la nivelul național, cât și la noi la Buzău. Spun astăzi întrucât membrii importanței acestui partid de la nivel național au venit astăzi la Buzău cu scopul de a lansa filiala județeană a partidului, se numește Partidul România Unită. Sună frumos, un nume inspirat, i-a zice eu. Deci nu România Mare, România Unită se numește acest partid. Este tânăr, proaspăt, cu oameni care, din câte înțeleg eu, vor să schimbe ceva în bine vis-a-vis de modul în care se face politică aici la noi la Buzău, dar și la nivel național. Haideți să vă prezint invitații mei din această emisiune. Încep cu domnul Bogdan Diaconu. Dânsul este fondatorul și președintele acestui partid, președintele la nivel național. Vă salut, domnul Diaconu, mulțumesc frumos pentru prezență. Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Mergem mai departe, cel de-al doilea invitat, tot un președinte, de data asta președintele organizației județene Buzău. Este vorba de domnul Iulian Munteanu. Vă salut și pe dumneavoastră, domnul Munteanu. Bună seara. Veți avea posibilitatea să vă prezentați așa mai în detaliu pe parcursul acestei emisiuni. Ce mi-a atras atenția așa vis-a-vis de acest partid așa la o primă vedere este faptul că pe sigla acestui partid, din nou cred că o decizie inspirată, da, a lor, este figura lui Vlad Țepeș. Da? Am văzut și eu din imaginile filmate astăzi de colegii mei la lansarea acestui partid. Vlad Țepeș așa pus acolo pe stema acestui partid și pe steagurile Partidului România Unită și aș începe eu emisiunea întrebându-i pe invitații mei pe cine vor să tragă în țeapă. Vă rog, domnul Diaconu. Păi, ca și poporul român, metaforic vorbind, pe toți cei care, prindându-se timp de 25 de ani la conducerea și administrarea acestei țări, pe rând, de la stânga la dreapta, de la PNL, la PSD, la PDL și ce denumiri de partide mai găsim pe eșichierul politic a ultimilor 25 de ani, pe toți cei care au jefuit această țară și în egală măsură fiind vinovați de situația în care a ajuns România după 25 de ani. Bun, sună frumos așa, dar chestia este să nu să vă țineți de cuvânt, da? Pentru că nu, înțeleg că e totuși la figurat așa, nu chiar nu veți trage în țeapă, dar pe de altă parte înțeleg acest mesaj, da, cu Vlad Țepeș că militați puternic împotriva corupției. Absolut, și pentru că ca și componentă principală a mesajului și a preocupărilor Partidului România Unită este acel mesaj de justiție și echitate socială și legalitate, evident și lupta anticorupție, și pentru că am considerat că Vlad Țepeș, lăsând la o parte că este cel mai celebru român al tuturor timpurilor în lumea aceasta, transmite cel mai bine societății românești ideea aceasta de justiție socială. După cum marele filozof român Petre Țuțea spunea, pe vremea lui Vlad Țepeș, ți-era frică când dormeai cu punga de galben la cap să nu o fur tu de la tine. Vis-a-vis de alăturarea, da, de acest simbol național, Vlad Țepeș, ce v-au spus? Înțeleg că dumneavoastră sunteți și deputat așa în Parlamentul României. Bănuiesc, colegii dumneavoastră au aflat de lucrul ăsta. V-au întrebat, domnule, ce v-a venit cu Vlad Țepeș? Nu e un mesaj prea puternic, prea tare, prea hard, așa, ca să folosesc un neologism? Știi ce se întâmplă? E mai puțin important ce mi-au spus colegii, pentru că dacă... Dumneavoastră v-a aparținut ideea asta, da, cu Vlad Țepeș? Da, mie mi-a aparținut. Și prima dată am discutat-o cu mulți ani în urmă, de altfel ca și tot proiectul Partidul România Unită, apărut undeva la finalul anului 2011 și prima parte a anului 2012, când discutam cu bunul meu prieten și camarad Vlad Hogea, Dumnezeu să-l odihnească, care este și el cofondator al
acestui proiect, acestui partid. A fost la PRM, dacă nu greșesc, domnul Hogea. Care, din păcate, a plecat dintre noi la o vârstă foarte fragedă, în a doua zi de Crăciun, pe 27 decembrie anul trecut. Revin la colegii parlamentari. Este mai important că de câte ori, până să lansez acest proiect, aveam o atitudine corectă și luam niște poziții vis-a-vis de lucrurile incorrecte pe care le făcea Parlamentul României sau Guvernul României sau Partidul de Guvernământ, PSD-ul la acea vreme condus de Victor Ponta. Și când luam atitudine inclusiv împotriva lucrurilor pe care le făcea Victor Ponta în persoană, aceștia veneau și mă aplaudau sau îmi transmiteau felicitări pe holuri sau la toaletele Casei Poporului. Nu este, cum să spun, pe măsura demnității funcției pe care o are un parlamentar al României să se ascundă și să-și ascunde valorile și gândurile în care crede pe holuri și în toalete. Trebuie să aibă puterea și demnitatea de a spune lucrurilor pe nume, în plenul camerei și în fața opiniei publice, pentru că de aceea a fost investită încredere de către cetățeni în acel personaj politic. Adică dumneavoastră l-ați criticat pe Victor Ponta, deși erați deputat PSD. Absolut. Și sunt în 25 de ani unicul caz de parlamentar PSD care a plecat dintr-un PSD aflat la putere și pe val, când toată lumea credea că Victor Ponta va câștiga președinția României, când în 21 august 2014 mi-am prezentat demisia datorită unor principii în care credeam și am anunțat fondarea unui nou proiect politic pentru România, Partidul România Unită, și nu numai că l-am anunțat, la mai puțin de 6 luni de când am făcut anunțul, l-am și înregistrat, adică am și dus procesul la capăt, pentru că în 17 februarie 2015 Tribunalul București a dispus înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a Partidului România Unită. Dar ce va veni să criticați PSD-ul și pe Victor Ponta, viitorul președinte al României din momentul respectiv? Știi ce se întâmplă? Eu nu am trăit din politică nici până să ajung deputat, până în 9 decembrie 2012, când, apropo de acea dată, 9 decembrie 2012, când am câștigat colegiul meu cu cel mai mare scor din București, 70%, la ora 9 seara, pe 9 decembrie 2012, a fost primul meu gând de a demisiona din PSD, când l-am auzit pe Victor Ponta, care primul lucru care l-a spus la ora 9 seara a fost să invite UDMR-ul la guvernare. Da, mi-aduc aminte că a fost discuția asta la momentul respectiv. Foarte mulți s-au supărat așa de intenția lui Victor Ponta, inclusiv PSD și așa au fost supărați, dar și societatea civilă și comentatori politici. După care a fost intervenția lui Crin Antonescu, și care nu s-a mai realizat acea venire a UDMR-ului la guvernare. În schimb, în momentul în care s-a rupt USL-ul, Victor Ponta a chemat UDMR-ul alături de PSD. M-am opus atât în interiorul partidului cât și public, după care am sancționat orice derapaj al UDMR-ului, dar mai ales al premierului Victor Ponta, care fiind șeful guvernului, deci implicit și șeful vicepremierului României, Kelemen Cunor, i-a permis și a dat girul să meargă în campania electorală de la europarlamentare și de la prezidențiale, defilând cu tema autonomiei teritoriale, deschis pe față, fără niciun fel de jenă. Bun, să înțeleg că partidul dumneavoastră are și conotații naționaliste, da? Sau nu, puternic naționaliste? Nu are conotații naționaliste. Este un partid care își asumă o doctrină național-democrată, scrisă în mare măsură de marele Nicolae Iorga și adaptată realităților de astăzi și completată cu scrierile doctrinare ideologice din cele două volume ale mele, România Unită și România Iubită, și din scrierile publicate de fostul meu coleg Vlad Hogea. Este un partid care ne-am asumat o doctrină naționalistă, dar un naționalism modern, un naționalism bine ancorat în realitățile concrete social-politice și economice ale societății. În principal, un naționalism economic în care milităm pentru protejarea capitalului autohton în competiția sa inegală cu capitalul străin, pentru protejarea și stimularea întreprinzătorului privat român în lupta sa inegală cu marile corporații și multinaționale. Bun, nu v-am întrebat, domnul Diaconu, care este meseria dumneavoastră de bază, da? Bănuiesc că
Meseria mea de bază este avocat. Avocat, da? De câți ani faceți politică? Politică la nivel public fac începând cu anul 2010. A, deci n-aveți foarte mulți ani așa de politică, vreo 5 ani, da? La nivel public, la nivel de membru sau așa din anul 2001. La ce partid ați fost membru? Partidul Social Democrat. Deci doar la partidul, n-a schimbat, ăsta a fost singurul partid la care, în care ați activat, da? Și doar de ăsta v-ați despărțit. În momentul în care a fost... Și de ce vă întreb lucrul ăsta? Că sunt o grămadă de politicieni care cred că au dificultăți reale, da? Dacă îi întrebi, dom'le, câte partide ați schimbat sau la ce partid ați trecut? Nu. În momentul în care a fost... alianța PSD-PC, am avut un moment de 8 luni de zile în care în interiorul alianței PSD-PC l-am sprijinit pe Daniel Constantin la acea vreme pentru a organiza pe criterii moderne și corect politice Partidul Conservator. Nu s-a putut din calitatea de vicepreședinte pentru că exista un mogul acolo care, mă rog, există și acum, da, și care s-a opus unei modernizări și unei structuri adevărat politice acolo. Nu m-ați lămurit pe deplin, domnul Diaconu, de ce v-ați despărțit de PSD? Am înțeles că ați fost supărat la început, așa, și pentru că alianța cu UDMR, nu, da? Dar nu, ați depășit momentul. În demisia mea publică găsiți toate motivele pentru care le-am invocat în demisie. Rugămintea să ne le spune și acum. Dacă... Vreau să vă spun, de exemplu, că nu am participat la niciun vot controversat alături de majoritatea parlamentară PSD-PNL din Camera Deputaților, în sensul că nu am votat nici proiectul Roșia Montană, când premierul Victor Ponta a solicitat și a cerut partidului să-l voteze. Nu numai că nu l-am votat, l-am combătut public în toate emisiunile și toate declarațiile mele publice. Nu am participat la niciun vot în care s-a apărat sau s-a fost apărat în fața justiției un coleg parlamentar și așa mai departe. Deci la niciun vot controversat. N-am participat în Marțea Neagră, celebra Marțea Neagră, alături de foștii colegi din PSD. Vi s-a reproșat așa atitudinea dumneavoastră de frondă din partid? Nu a fost o atitudine de frondă. Repet, nu am trăit din politică până în 2012 și nu am de gând să trăiesc o viață din politică. Am intrat și am ajuns în Parlamentul României cu încredere în colegiul în care am candidat de 70% și în afară de alegători, colegi de partid, mai am și prieteni și familie și mai am ceva important, oglinda în care mă uit în fiecare dimineață. Este important pentru mine să știu că sunt și voi rămâne un om al principiilor și consecvent cu aceste principii și valori. Și dacă veți urmări activitatea mea publică începând cu 2010 până astăzi, nu veți găsi nicio declarație care să se contrazică una cu alta și veți observa, dacă vreți, o caracteristică cu care mă mândresc, o consecvență de la început până la finalul carierei, când va veni acest final. Dar pentru că mă întrebați dacă nu mi se pare prea puternic mesajul indus prin prezența lui Vlad Țepeș pe blazonul Partidului România Unită, vreau să vă spun un lucru. 25 de ani, clasa politică a României ne-a tot spus că politica înseamnă arta compromisului. Din păcate, acest compromis a fost folosit în interes propriu pentru satisfacerea unor nevoi personale, unor interese personale și de grup acestor găști care au condus România. Partidul România Unită nu este de acord cu faptul că această clasă politică a zugrăvit țara numai în nuanțe de gri. Considerăm că politica nu este arta compromisului și nu vrem compromisuri. Este arta de a face lucruri bune pentru națiune, țară și cetățenii acestei țări și considerăm că România astăzi are nevoie mai mare decât oricând ca lucrurile să nu mai fie vopsite în nuanțe de gri, ci că avem nevoie ca lucrurile să fie împărțite în alb și negru, în bune și rele, fără nuanțe și fără lucruri, mai de mijloc. Sunt convins că poate mulți o să spună că acesta se numește radicalism, dar
cred că la mizeria care este în România avem nevoie de lucruri ferme și câteodată chiar radicale. Bun, mergem la domnul Bunteanu, da? Șeful Organizației Județene a Partidului România Unită. În primul rând, domnul Munteanu, v-aș ruga să vă prezentați telespectatorilor, da? Un scurt așa CV al dumneavoastră și apoi să vă întreb, evident, de ce v-ați alăturat acestui proiect politic? Da. Mă numesc Iulian Munteanu, am 49 de ani, sunt căsătorit, am un băiat de 23 de ani. De profesie sunt subinginer mecanic, am activat în aviația militară până am ieșit la pensie în 2005 și cea mai importantă funcție pe care am deținut-o a fost cea de inginer șef de escadrilă. Unde ați lucrat? Aici la noi, la Boboc? Sau? Da, a fost o unitate lângă Drăgaică, un aerodrom special de elicoptere și avioane de transport, care s-a desființat și am fost încorporați la școala de la Boboc. Deci am ieșit la pensie în 2005 și am încercat să... Deci sunteți pensionar militar, da? Militar, da. Am încercat să intru în viața politică de mult timp. Am studiat scena politică și nu am găsit un partid în care să mă regăsesc. În final am încercat într-un partid anul trecut, în campania prezidențială, nu dau numele și nici persoane, eu nu vreau să fac atac la persoane. Am participat acolo în campanie și am avut surprinderea, după 3 luni de zile, să nu mă regăsesc nici ca membru. Asta mai mult m-a ambiționat. Am vrut... Și v-ați dat demisia de acolo? Nici nu aveam de ce să mai dau, nu eram membru. Vă întreb puțin, domnul Munteanu, că avem un telespectator pe fir și să nu lăsăm să aștepte foarte mult și apoi revenim la dumneavoastră. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, bună seara. Spuneți, vă rog. Am o întrebare pentru președintele partidului. Mai mult, de fapt, vreo 2 întrebări. Vă rog. N-am înțeles, dânsul este în Senat sau în Camera Deputaților? Camera Deputaților. Vă salut. Este în Camera Hristos Deputaților. Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Ce vreau să vă întreb. În situația în care partidul anti-România, PDL-ul, va Am o rugăminte la dumneavoastră să reformulați întrebarea. Bine, când PNL-ul va depune... Așa, e bine. Jură. Sau PDL-ul, că nu mai e PDL. Așa. Cu cine votați? Stați puțin un moment. Rămâneți pe fir sau pune și a doua întrebare? Și-l... Nu, haideți să-mi răspundă la asta și după aia mă lăs. Așa, bun. Bine, vă rog. Atât la alegerile prezidențiale care au fost în toamna anului trecut, când am spus foarte clar că, din păcate, au fost cele mai slabe candidaturi sau cea mai slabă ofertă electorală pentru România la alegerile prezidențiale în ultimii 25 de ani și am spus că nu ne putem îndemna simpatizanții sau membrii să voteze nici cu Ponta, nici cu Iohannis, pentru că este prima dată când nici măcar nu am putut considera că există un rău mai mic, pentru că ambele variante reprezentau un rău foarte mare și un pericol foarte mare la adresa viitorului României. Am îndemnat pe toți susținătorii și membrii noștri să meargă la vot, pentru că așa este democratic, și să scrie cu pixul pe buletinul de vot Vlad Țepeș. Dacă aveți curiozitate, aveți observat că dintre voturile nule, cel mai votat a fost Vlad Țepeș. Deci vrem să ne păstrăm independența față de partidele. Bun, gata, vă rog. Adică stați puțin să vă răspund la întrebare, că am făcut... Mai aveam niște și adormeam. V-am întrebat foarte clar. În situația în care, în moțiunea de cenzură, deci moțiunea de cenzură pe care vrea să depună PNL-ul, PDL-ul o să depună în mai sau când o va depune. Dumneavoastră, votați împotriva guvernului, pentru guvern sau vă abțineți? Ajungeam să vă răspund. E greu să... Păi da, dar înțelegeți că... Nu, stați puțin, că răspunde imediat. Am făcut doar o introducere ca să înțelegeți consecvența atitudinii noastre politice. Sunteți cu telecomul, da, am înțeles. O secundă. La orice moțiune de cenzură, indiferent cine o depune, noi, din păcate, nu avem numărul de parlamentari cât s-o depunem. Dacă argumentele și sunt argumente pentru ca acest guvern să plece, vom vota orice fel de moțiune de cenzură, dar nu vom vota în niciun caz după
un guvern PDL-PNL? Păi nu, stați puțin, că n-ați dat răspunsul, eu n-am înțeles. Deci PNL-ul zice așa, moțiune să pice guvernul Ponta. Da, votați pentru... Votăm pentru picarea guvernului, dar nu vom vota pentru instalarea unui guvern condus de Blaga și de Gorghiu. Am înțeles. Gorghiu. Bun, a doua întrebare a dumneavoastră. M-am convins. Deci am înțeles foarte clar treaba. Deci nu votați cu Blaga și Gorghiu. Nu votăm nici cu Ponta, nici cu Blaga și Gorghiu. Hotărâți-vă că moțiunea de cenzură... Doamne, în România lucrurile nu sunt împărțite numai între PSD și PNL. Noi constituim o alternativă la aceste partide care au distrus România timp de 25 de ani. Nu vrem să fim asociați nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Nu avem de ce să ne hotărâm. Noi vrem ca Partidul România Unită la viitoarele alegeri să obțină un scor suficient de mare încât să intre în Parlament pe ușa din, cu demnitate pe ușa din față și să aibă un număr, un scor suficient de mare încât să poată determina viitorul României. Bun, acum spuneți dumneavoastră, ca să vorbim pe rând, vă rog frumos. Spuneți. Bun. Eu am încercat să vorbesc, n-am folosit decât vreo 40 de cuvinte. Și cu astea 5-4-5. Bun, ziceți acum, haideți. Mă bucur că sunteți împotriva lui Blaga și Gorghiu, corect. Dar nu fiți duplicitari. Spuneți-ne, v-am întrebat, am pus, da, nu sau vă abțineți? Da, și până la urmă au răspuns că da. Eu v-am răspuns că votez orice moțiune de cenzură, dar nu votez pentru instalarea unui guvern PDL-PNL. Perfect. Bun, mai aveți și altă întrebare sau atât? Nu. Mulțumim. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Ne întoarcem la dumneavoastră, domnul Munteanu. Încă o dată vă întreb, de ce ați ales acest partid România Unită? Dar înțelegem că ați avut o experiență așa cu un partid pacipă la Buzău care v-a dezamăgit. Cu ce v-a convins acest partid? Da, până acolo vreau să vă spun că eu însumi am încercat să înființez un partid. Numai că partidele la noi în țară, după legea actuală, se înființează foarte greu. Trebuie să strângi 25.000 de semnături, să ai 10 filiale în toată țara. 18. Eu știam de 10, dar mă rog. Și am constatat că mă simt discriminat în țară la mine. Și vă explic și de ce. Deci un român este foarte, la un român este foarte greu să înființeze un partid. Dar cineva dintr-o minoritate etnică, și mă refer la maghiari, li se facilitează a intra în Parlament mult mai ușor. Deci lor nu li se impune. Nu, știu nu dacă e vorba numai de maghiari. Asta zice că... Stați-mă un pic. Deci, dumneavoastră știți că UDMR-ul este partid? Nu e partid, da. Deci nu este partid și el participă la alegeri parlamentare. Da, dar de ce spuneți dumneavoastră cu minorități? Știu că și brutenii, și lipovenii, deci, și albanezii au niște privilegii pe care noi nu le avem. Eu nu pot să intru în Parlament așa ușor decât să înființez un partid. Am încercat variante și variante, v-am spus că n-am găsit și când am găsit niște țeluri comune care bat cu principiile domnului președinte Diaconu, l-am contactat și am ajuns de comun acord că vreau să sprijin acest partid, vreau să duc mai departe. Cu ce v-a convins domnul Diaconu? Păi tocmai prin ce a spus dânsul, prin ceea ce vrea să facă cu acest partid. Deci, dumneavoastră, ce ați vrea să faceți cu acest partid? Păi, acum, ca să o luăm așa de la începuturi, deci țara asta este condusă de câteva grupuri de interese, care nu se află în prim plan. Ei manipulează deputați, manipulează directori, manipulează procurori. Pentru a ajunge să ne batem cu noi, cu ei, trebuie să ne facem noi un grup al nostru. Un grup... Dar nu de interes. Dar nu de interes. De interes național. Aici au fost asemănări între ceea ce mi-am propus eu și ceea ce și-a propus domnul președinte. Ce se întâmplă? Numitorul comun al tuturor partidelor care s-au perindat la conducerea României timp de 25 de ani este că niciunul nu crede nimic. Nu au ideologie, nu au doctrină, nu au valori. Nu crede nimic. Sunt numai niște găși de interese care urmăresc accederea la putere pentru satisfacerea acestor interese proprii. Da, cu toți că știm asta diferența și suntem de acord cu dumneavoastră. Diferența dintre noi și ei este că noi avem doctrină, avem ideologie și avem valori în care credem. Diferența dintre noi și ei este că noi credem în ceva, iar dacă vom reuși să creăm această percepție în societate, că asta este diferența dintre noi și acești golani care au condus țara 25 de ani, atunci succesul acestui proiect este asigurat.
Da. Vreau să mai spun ceva. Dezavantajul dumneavoastră ar fi ăsta că, din păcate, și ceilalți spun la fel, sau au spus la fel de atâția ani. Nu prea spun. Și de asta e greu, adică ar trebui să vă credem pe cuvânt că dumneavoastră nu sunteți la fel ca ăilalți. În primul rând că ei au fost la conducerea acestei țări și au demonstrat că ceea ce spun nu fac și în schimb fac ceea ce susțin că nu fac, adică fură. Și în al doilea rând, noi nu spunem același lucru ca și ei. Vreau să vedeți când o să spună PSD-ul, PNL-ul sau alt partid lucrurilor pe nume. Nu, ei sunt în zona de politically correct, în zona de, asta de hai să nu spunem lucrurile sensibile din societate, ca să nu ne supărăm nici cu DMR-ul, nici cu rușii, nici cu americanii, nici cu nimeni, ca să ne fie nouă bine, să ne putem duce noi interesele mai departe. Nu, interesul trebuie să fie unul singur, acela ca România să poată merge mai departe, iar acest mers mai departe înseamnă o supraviețuire a neamului românesc, a poporului român, în condiții de trai mai bune. Bun, mă întorc la dumneavoastră, domnul Munteanu. Unde este sediul acestui partid și cine se poate înscrie în acest partid și cum? Da, sediul nostru este situat pe Bulevardul Unirii Nord, la blocul E2, la parter, pentru a fi mai ușor de înțeles. În spatele băncii Transilvania este o platformă betonată acolo. Deocamdată nu avem o siglă, fiindcă suntem noi. De mâine încolo să afișăm și o siglă. Deci deocamdată nu aveți așa o siglă a partidului foarte vizibilă, da? Suntem la început. Deci partidul pe care îl conduc eu la Buzău este un partid... Când apare sigla asta? Ca să știe oamenii. Într-o săptămână? Într-o săptămână, da, apare sigla, ziceți dumneavoastră, Unirii Nord, da? Unirii Nord, pe lângă Banca Transilvania, da? Cine se poate înscrie în acest partid? Deci la partidul nostru poate veni oricine, mai puțin, și asta e o condiție și vedeți că întrebarea era capcană pe undeva. Da. Nu vrem să primim în partidul nostru oameni care au condus alte partide, vicepreședinți și președinți. În partide, funcțiile de conducere încep de la vicepreședinte. O să-l ajut pe domnul Munteanu și o să spun că în Partidul România Unită, conform statutului, nu intră nimeni care are sau a avut probleme cu legea, și condiția de bază pentru a fi primit ca membru în PRU este să creadă în aceleași valori ca și noi. Ziceți mai exact așa, ce înseamnă că au avut probleme cu legea? Adică care au avut condamnări penale, care sunt cu dosare în curs, în diverse faze de urmărire penală pentru fapte de corupție și așa mai departe. Bun, dar dacă are o reputație proastă și nu are dosare, pentru că știți foarte bine că zeci de ani la rând, da, procurorii au închis ochii la vis-a-vis de multe lucruri. În ceea ce facem noi, procesul de selecție este esențial. Pentru că dacă nu avem un proces de selecție foarte corect și foarte sever, riscăm să picăm în postura lupului moralist. De asta vă și întreb și insist pe treaba asta. De aceea este un aspect pe care punem foarte mare importanță. Eu nu spun că putem controla la nivelul întregului teritoriu al României și a tuturor organizațiilor că nu va intra nimeni în calitatea de membru care să aibă o bubă în cap. Dar în mod cert, la nicio funcție de conducere nu va avea acces, pentru că la funcțiile de conducere de la nivel central facem verificări pentru fiecare om. Este suficient să aibă o reputație proastă în comunitatea unde trăiește, ca să nu acceptăm ca acel om să acceadă în funcții de conducere. Dumneavoastră, plecați la București, domnul Diaconu, da? Da. Vine mâine un personaj dubios la Buzău, la domnul Munteanu, da? Da. Care mai pun și o condiție așa, are și bani sau foarte mulți bani. Știi ce se faceți? Întâmplă? Nu ne interesează oamenii cu foarte mulți bani. Și nu ne interesează oamenii cu bani pentru că nu pentru asta e primul. Ne interesează oamenii care cred în aceleași valori și au aceleași idealuri ca și noi. Proiectul care îl facem noi, să știți că stârnește pasiuni. Oamenii care vin în acest proiect
sunt oameni care cred cu adevărat și atunci lasă și o cotizație la partid cu, cum să spun, cu seninătate, cu plăcere. Noi ne autofinanțăm. Cotizația este obligatorie sau? Sigur că în orice structură organizațională există o cotizație obligatorie. Cât e cotizația? Contează și asta. Fiecare filială județeană își stabilește la nivel de conducere, s-a stabilit la nivel de... La Buzău, aici, cât e, domnul Munteanu? Deci pentru membrii simpli este ca la toate partidele un leu. Pentru membrii un leu activi, pe lună, da? Un leu pe lună. Pentru membrii activi care vor să intre în biroul executiv, stabilim cotizația în așa fel încât să ne ajungă nouă să ne plătim chiria, să ne plătim utilitățile. Deci cine vrea poate da mai mult, da? Nu, la noi să știți că toată lumea cotizează la fel, și președintele și ultimul membru din biroul executiv. Este foarte important să vă spun că Partidul România Unită nu are jupân și nici nu își dorește jupân. Exact. Când vom accepta, da, și de asta ne ferim și nu ne dorim acest lucru, când vom accepta oameni care să cotizeze foarte mult, începi să ai ceva de plătit înapoi. Și nu vrem asta și vom avea foarte mare grijă ca acest proiect politic să fie ferit de jupân. Pentru tot ceea ce se întâmplă bun sau rău în PRU, vom fi noi de vină, dar ca și decizie politică, nu că avem o obligație față de cineva. Și mai e o problemă care vreau să o completez. Deci, de ce cotizăm toți la fel? Eu sunt președinte interimar. Nu am pretenții să candidez eu la o funcție publică. Va candida la o funcție publică cel care se va cota cel mai bine în organizație și care va fi votat de echipa care va fi acolo la momentul alegerilor. Și de asta nu împărțim cotizațiile după bani, după pretenții și după alte scopuri. Mergeți dumneavoastră după membri și le propuneți să vină în partid sau așteptați să vină? Da, facem și treaba asta, comunicăm și prin oamenii care îi avem în birou. Încercăm să promovăm niște proiecte pe care le-au inițiat cei de la centru. Vreo două sunt deja în dezbatere. Chiar săptămâna asta, dacă mai avem timp, vrem să ieșim în Piața Dacii cu o umbrelă, cu o masă, să strângem semnături pentru anumite proiecte, pentru a fi cunoscuți de oameni. Vă întreb încă o dată, dacă vine un personaj dubios de aici, de la noi, de la Buzău, da? Bate la ușă la dumneavoastră, la partid. Dom'le, vreau să mă înscriu în acest partid. Cum procedați? Îl primim, discutăm și analizăm în echipă. Noi suntem o echipă. Am format o echipă și la centru, am format o echipă și... Adică ce faceți? Puneți mâna pe telefon și sunați pe domnul Diaconu? Nu. Avem și noi câțiva oameni care pot să se intereseze de notorietatea acelui om din oraș. Că e un târg mic și ne cunoaștem, chiar dacă nu am făcut politică. Da. Înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, domnul Diaconu, o întrebare... Nu știu cât de mult cunoașteți dumneavoastră Buzău, cât de des ați mers destul aici. De des. Da, aș vrea să vă întreb ce impresie așa v-a făcut la o primă vedere municipiul Buzău odată și în al doilea rând ce ați auzit dumneavoastră despre orașul Buzău și județul Buzău. Nu trebuie să-mi spuneți de istorie sau de geografie. Nu, din păcate. Că înțelegeți unde bani. Din păcate, județul Buzău este un exemplu de județ care bate la ușile falimentului datorită corupției, datorită politicienilor de aici locali, care timp de 25 de ani au furat, au furat și au furat. Păi știți pe ăștia despre care vorbiți? Ia dați-mi câteva exemple. Cred că sunteți, ca și județ, sunteți cam concurenți, poate chiar la locul 1 la corupție. Așa am zis și eu, dar știți, a apărut săptămâna trecută o hartă și, mult surprinzător, Buzău nu era la vârf, ci era la coadă. Știți că era cu galben, cu portocaliu, cu roșu deschis și cu roșu aprins. Nu știu, nu știu 25, cum era, cu galben 25 acolo. De ani acest județ a fost călărit de PSD. După am văzut în 2012 a câștigat președinția Consiliului Județean un liberal care după aia s-a pesedizat și el și da, tot cu legea a ajuns și el să aibă probleme. Nu știu, de la Ion Vasile până la Băgiu, de la Bâșcodeală până la prefectul Cutare și Victor Mocanu, Adi Mocanu, care cam cu toți au probleme cu legea, eu cred că inclusiv domnul de la Pogoanele, Ghiveciu,
De ce aveți personaje exponențiale aici în ceea ce privește... Suntem un județ bogat. Da. Bun. Și vis-a-vis de oraș, așa o impresie? Un oraș care, din câte știu eu, a fost un oraș bine, chiar puternic industrializat, care, în care s-a cam închis totul. Probabil că, ca și în alte părți ale țării, mult din această industrie s-a vândut la fier vechi și care, în mod nejustificat, a ajuns să aibă un nivel crescut al șomajului, pentru că tot capitalul s-a strâns în jurul unor cercuri, unor grupuri de interese și pentru că alți investitori care doreau să facă afaceri cinstite nu veneau aici știind că toate pârghiile sunt în mâna unor atotputernici, a unor baroni. Mi-am mai venit o idee. Domnul Munteanu, nu știu dacă a avut timp sau ați avut timp să-l conduceți pe domnul Diaconu așa până Buzău, dar bănuiesc că ați avut ședință la partid, astăzi n-ați fost așa până oraș. Dacă ați avea această posibilitate și ați vrea să-i arătați domnului Diaconu orașul Buzău în realitatea lui, cu părțile lui bune și cu părțile proaste, pe unde l-ați fi... Păi nu știu, dacă ar fi părțile bune, cred că aș merge probabil în Parcul Crâng. Da. Părțile... Ați brodit-o pe asta, da. Cum, am brodit-o? Da, ați brodit-o. Chiar Parcul Crâng, din fericire, arată bine. Da. E locul în care noi buzoieni, într-adevăr, dacă am vrea să aveam, am avea un oaspete din străinătate, da, și n-am vrea să-i arătăm așa ceva urât, cu siguranță direct în Parcul Crâng l-am duce și poate că l-am lăsat acolo. Și dacă aș vrea să văd părțile mai cenușii ale așa municipiului, probabil că aș intra dinspre Urziceni la, după Costești, o comună US. Spătarul. La Spătarul, aș intra pe la Spătarul, pe semicentura aia, așa, și m-aș opri la căminele în care trăiesc niște oameni în niște condiții infecte. Da, mai avem un telefon în direct din partea unui telespectator. Cunosc un pic Buzău, nu? Bună seara, spuneți, vă rog. Prezentatorul meu, ce spuneți-mi, domnul oraș, ce partid mai este ăsta? Partidul România Unită cu sigla de la Buzău, ce partid mai este ăsta? Păi un partid nou, dar stați puțin că nu trebuie să răspund eu. Uite, răspunde chiar președintele partidului la nivel național. Da, să spune și mie ce partid mai este cu Vlad Tepeș. Da, mai aveți și altă întrebare? Atât vreau să știu ce partid mai este ăsta cu Vlad Tepeș. E suficient oricum, da. Deci ce partid mai este ăsta, Partidul România Unită și... cu Vlad Țepeș totodată împreună. Este partidul care oferă alternativa la clasa politică a ultimilor 25 de ani. Este partidul care își propune să schimbe modul de a se face politică în România. Este partidul care își propune să țină cu casa, adică cu România, și nu cu un alta poartă, adică știți cu toții la ce mă refer. Bun, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim mai apoi în direct, mai am pe vreo trei foi aici câteva întrebări sau mai multe întrebări pentru invitații mei de astăzi.